S-ar putea ca mulți trebuie să vizionați acest clip cu bateria aproape descărcată, așa că hai să trecem direct la subiect. Cum economisești bateria laptopului pe Windows? Astăzi vom discuta despre cele mai eficiente metode de prelungire a duratei de viață a bateriei, astfel încât să poți naviga, viziona un clip sau lucra, fără grija de a se închide într-un moment nepotrivit. Primul pas este să ajustați planul de alimentare a laptopului. Veți dori să activați planul de economisire de energie în setări. Veți accesa secțiunea System și apoi Baterie și Alimentare. Alternativ, puteți merge în panoul de control la opțiunea Alimentare, unde veți crea și veți activa un plan de economisire a energiei. Prin ajustarea acestor setări, laptopul va reduce automat consumul de energie, optimizând procesorul și celelalte componente pentru a consuma cât mai puțin. Dacă aveți un ecran OLED pe laptop, atunci trebuie să activați modul întunecat în Windows. Puteți activa modul întunecat mergând în setări, apoi la personalizare și selectând culori, unde veți alege modul întunecat. Aceasta nu doar economisește energia, ci este și mai ușor pentru ochi. Dezactivați funcțiile inutile dacă nu le folosiți. De exemplu, dacă nu vă folosiți de Wi-Fi sau Bluetooth, dezactivați-le. De asemenea, serviciile de localizare ar fi bine să le dezactivați, deoarece acestea consumă energie. Puteți căuta în bara de căutare pentru Location sau accesa setările, apoi Privacy and Security și apoi Location pentru a le dezactiva. Ideal ar fi să folosiți modul avion, care oprește toate conexiunile wireless. Este important să închideți aplicațiile care rulează în fundal și consumă energia iurea. Accesați Test Manager apăsând de Ctrl-Shift-Esc, mergeți la secțiunea Startup și dezactivați aplicațiile care nu sunt esențiale. Astfel, la următoarea pornire a laptopului, aceste aplicații nu vor mai rula automat, economisând resurse și energie. Scoateți dispozitivele periferice atunci când nu le utilizați. Un mouse sau o unitate de stocare USB consumă energie pentru a funcționa. Chiar dacă știu că un mouse cu fir consumă undeva la 1000 de mAh pe oră și o baterie de laptop are undeva între 3000 și 4000 de mAh, cam orice mică economisire contează atunci când ai super puțină baterie la laptop. Pentru a economisi și mai multă energie, dezactivați efectele vizuale în Windows. Accesați setările sistemului, apoi despre și căutați setări avansate ale sistemului. Sau căutați în search bar pentru același termen, ori în română, ori în engleză. În setările de performanță, selectați opțiunea care dezactivează caracteristicile vizuale, precum umbrele ferestrelor sau animațiile. Aceste efecte consumă resurse și energie, iar dezactivarea lor va reduce consumul pentru ca aceste efecte să fie procesate. Am încheiat lista de lucruri rapide pe care le puteți face pentru a mări durata de viață a bateriei. Acum hai să discutăm metode pentru a treține bateria pe termen lung pentru a funcționa optim și în viitor. Este recomandat să folosiți bateria mai rar atunci când aveți posibilitatea. Dacă veți ține laptopul în priză, atunci veți folosi mai multe cicluri de încărcare-descărcare. Ceea ce înseamnă că bateria se va uza mai greu, deoarece fiecare ciclu de încărcare-descărcare afectează capacitatea sa. Un ciclu complet reprezintă o descărcare completă a bateriei, dar și descărcările parțiale se cumulează. De exemplu, două descărcări de 50% se echivalează cu un ciclu complet. Puteți utiliza programe gratuite precum Battery Info View pentru a monitoriza starea bateriei. Pe laptopul meu, după 2 ani și peste 300 de cicluri, capacitatea bateriei a scăzut la 64% din cea inițială. După încă 2 ani, probabil voi folosi doar 30-40% din capacitatea bateriei, deci vedeți cât de rapid se poate deteriora aceasta. O altă modalitate de a proteja bateria este să evitați descărcarea completă a acesteia. Încercați să nu lăsați bateria să scadă sub 30%. Ideal ar fi să nici nu încărcați bateria la 100%, ci undeva să o duceți la 80%. Știu că este destul de greu să faci acest lucru când ai nevoie de laptop cât mai mult posibil, dar acest lucru poate prelungi durata de viață pe termen lung. De asemenea, evitați temperaturile extreme. O baterie funcționează optim între 0 și 35 de grade Celsius. Așa că pe timp de vară evitați să lăsați laptopul în mașină. Dacă observați că bateria nu mai ține suficient, puteți oricând să o înlocuiți. Pentru majoritatea modelelor, o baterie costă undeva la 50 de euro. Un service pentru PC-uri v-ar putea ajuta cu procurarea acesteia și instalarea sa. Întâmplarea face ca serviceul meu justfix.md să ofer exact acest serviciu. Dacă aveți nevoie de o baterie nouă sau asistență în instalarea acesteia, puteți să ne contactați pe website și te vom ajuta cu plăcere. Sper că sfaturile din acest video te vor ajuta să economisești bateria laptopului atunci când nu ai acces la o priză. Dacă aveți și alte sfaturi sau întrebări, puteți să le lăsați în comentarii. Noi ne auzim la următorul video.